Cu această ocazie țin să-i mulțumesc preasfințitului Nicodim că ne-a făcut onoarea de a se afla astăzi aici, în mijlocul nostru, cu ocazia acestui moment, zic eu, de, nu știu cum să-i spun, o stare confuză, de emoție, de tristețe, de bucurie, toate la un loc. Pentru că mi-am notat câteva idei aici, dar parcă după ce antevorbitorii mei le-au subliniat pe toate, nu cred că mai pot spune eu foarte multe, decât încă o dată să le mulțumesc fraților Roateș, să le mulțumim că sunt contemporanii noștri sau noi contemporanii dumnealor, faptul că au pus comuna de vesel pe harta județului și chiar pe harta țării. Să nu uităm lucrul ăsta, așa cum a spus preasfințitul Nicodim, ușile dumnealor au fost totdeauna deschise pentru noi locuitorii comunei de vesel și nu numai.